Bună seara, bună dimineața, bună ziua, în funcție de ora la care urmăriți acest material. Adrian Ardelean vă spune bun găsit la un nou episod al serialului video Repere Canadiene, Comunitatea Română din Montreal. Astăzi ne aflăm din nou în studiourile MRTV Montreal și avem o invitată care este aici prezentă la sfârșitul unei zile de muncă, dar pentru a promova ceea ce face de ani de zile, de ani buni de zile și face cu mare succes. Ne referim la activitățile Școlii Juninea Română, iar invitata mea astăzi este directoarea și fondatoarea acestei instituții, Școala Juninea Română din Montreal, doamna Otilia Tunaru, căreia îi mulțumesc pentru efortul și disponibilitatea de a sta de vorbă cu noi în această seară. Este un prim episod, va mai urma unul peste o săptămână, pentru că avem de trecut de abordat mai multe subiecte. Subiectul pe care îl abordăm astăzi, primul dintre ele, este un festival al românilor de pretutindeni, care se desfășoară de câțiva ani de zile. Anul acesta va avea loc ediția a patra, și anume în data de 20 mai. Deci, peste o săptămână. Ideea este că acest festival se desfășoară la... Vedeți și afișul în dreapta mea, afișul evenimentului, și probabil o să mai puteți vedea și imagini de la edițiile anterioare ale evenimentului, care o să curgă pe ecran. Evenimentul deci are loc în data de 20 mai, sâmbătă 20 mai, începe la ora 11 și ține până seara, într-un parc de centru comunitar Hollow Glen în Ottawa. Adresa o vedeți pe ecran. Va fi muzică, vor fi dansuri, un ansamblu de dansuri de acolo, Izvorul din Gatineau, Ottawa. Va fi corala Armonia, gruparea corală de copii Armonia din Montreal. Vor fi copiii de la Școala Juninea Română. Vor fi și chioșcuri cu alimente, cu, știu eu, mâncăruri tradiționale românești. Poate mai multe detalii să ne dea chiar principala organizatoare evenimentului, ajuns, repet, la ediția 4-a, doamna Otilia Tunaru. Mulțumesc pentru prezență, în primul rând, Otilia. Bună seara, dar de fapt bună ziua, aici parcă suntem în plin soare, e lumină și iată, intrăm pe o altă frecvență, după o zi de lucru intrăm pe frecvență românească. Ne pregătim de o mare sărbătoare, așa cum știm, în luna lui Florar este decretat peste tot în lume să se sărbătorească Ziua Românilor de Pretutindeni. Și în virtutea acestui fapt, iată, am organizat o serie de acțiuni care în timp s-au legat atât de frumos și este o bucurie și o onoare și o mândrie pentru noi românii din Canada că, iată, am făurit acest festival al românilor de pretutindeni în capitala Canadei. Nu este ușor pentru că suntem răspândiți peste tot, Canada e mare, iarna e lungă, dar cu toate acestea, căldura sufletească și entuziasmul nostru a creat aliante și în timp, iată, s-a pus bazele acestui festival al românilor de pretutindeni. Am ales pentru această ediție o zi de sâmbătă, 20 mai, când este weekend lung aici în Canada, pentru ca să avem timp 3 zile și 3 nopți, da, da, da. Cum e pe la noi, pe la români, să o prelungim eventual. Și suntem bucuroși că vom aduna artiști, tineri și de asemenea consacrați, vom aduna oameni și mai ales parteneri. Parteneri din toate orizonturile. Este o unitate în spirit și în faptă. Și acest lucru este deosebit, pentru că dacă vom fi uniți, sunt sigură că vom clădi și alte proiecte, nu numai culturale. Aș vrea să adaug la lista ta de participanți. Te rog. Și ansamblul Valahia, care, iată, chiar mi-a confirmat când am venit, înainte să intru în emisiune, mi-au confirmat că vor veni. Vom fi prezent la vor eveniment, fi, da. Exact. E o întreagă logistică și o întreagă organizare, pentru că trebuie să ne deplasăm în capitală. Sunt peste 300 de kilometri de parcurs, dar de la Montreal, da. Da, de la Montreal. Și toți care vin din afara capitalei vor face acest drum. Dar ne unim și ne organizăm și de la an la an vom crește. Am înțeles că printre organizatori, da, se află și o biserică de acolo, o biserică ortodoxă românească din Ottawa. Da, exact.
Aș putea să vă povestesc cum s-a născut acest festival. Te rog. Școala Junimea Română, așa cum știți, organizează o serie de acțiuni și este întotdeauna un îndemn la unitate prin tot ceea ce facem și știți foarte bine, îi îndemn pe toți să vină la evenimentele noastre ca să creăm punți de comunicare și liante pentru proiecte comune. Cred foarte mult în unitatea românilor, care e deficitară uneori, dar în timp, cred că putem cu entuziasm, cu inima curată și cu proiecte concrete să clădim o unitate, o forță, o solidaritate care ne va ridica pe mai multe planuri. În primul rând pentru copii. Este foarte important să vadă această unitate pentru că astfel să știe că s-a creat un spațiu, s-au creat evenimente unde în mod constant, anual sau lunar sau săptămânal, cum e cazul la Junimea, ei pot să vină și acolo găsesc un spațiu românesc. Și vor fi astfel obișnuiți să ducă și ei mai departe acest gen de activități de comunicare, de punere la un loc a valorilor românești în momentul în care vor ajunge ei la o vârstă potrivită pentru. Exact. Acesta este marele deziderat al școlii Junimea. Când eu n-am să mai fiu sau oricare din anturajul nostru, acești copii să ducă mai departe evenimentele pe care noi le creăm. Școala Junimea, eu mă gândesc foarte mult în perspectivă și îmi doresc să proiectez peste ani și ani și să creez proiecte concrete care să aibă o rezonanță atât de puternică în inimile celor care participe, încât să nu poată să stea. Să vrea să le ducă mai departe. Exact, să-i oblige cumva entuziasmul nostru, să-i ardă așa pe dinăuntru și să-și aveți, dorească. Știu că, apropo de activitatea principală a școlii Junimea Română, aceea de a învăța pe elevi acolo sâmbăta, și aveți mulți profesori actual care fac parte, care au fost cândva elevi ai școlii Junimea Română, pentru că aveți 16-17 ani de activitate. Deci cei care erau copii în primii elevi ai școlii în primii ani, o parte dintre ei sunt din nou în școala Junimea Română ca și profesor de data asta. Deci, efectiv, continuitatea este asigurată. Este foarte frumos acest aspect. Avem mulți stagiari care s-au înălțat din rândurile copilașilor. Avem adolescenți care se implică. Ei vor să dea la medicină sau să fie profesori și atunci au nevoie de benevolat. Au nevoie în cadrul facultății, de exemplu, de stagii și preferă să-și ia stagiul la școala Junimea pentru că e acea căldură sufletească pe care toată lumea o afirmă și din acest motiv noi suntem școala fără note, unde lumea se simte înțeleasă, iubită, găsim timp să ne împrietenim, dar în același timp ne organizăm riguros. Nu dăm școala note, fără note, dar cu rezultate. Exact. Cu rezultate extraordinare. Din această pasiune și această organizare riguroasă, pentru că ne pasă de generațiile viitoare și acest entuziasm al nostru deci este molipsitor și sper ca și în evenimentele culturale pe care le organizăm să avem parte de aceeași continuitate din rândurile copiilor care cântă la festivaluri să se înalțe artiști viitori. Iată, l-avem pe Emil Cotrigășanu, care îl știți de micuț, cânta de mânuță în grupul original, da? Și alte tinere vlăstare care s-au ridicat și acum sunt Lorena Apian, exact. Alexandra. Ei sunt deja din generația de adolescenți care de acum devin tineri, dar l-am numit pe Emil Cotrigășanu pentru că e un tânăr asumat acum, care studiază muzică la modul serios. Este un exemplu, dar mai sunt și altele. Este iubit în comunitate, apreciat și iată, ne descoperim talentul de micuț și acesta este farmecul. La școala Junimea avem cursuri de șah, de muzică, de pictură, de geometrie, materii școlare, bineînțeles limba și cultura română, iar copiii au ocazia să descopere talente pe care nici nu le bănuiau. Și poate că nu le dau importanță atunci când sunt mici, explorează, avem și multe ateliere de inițiere la muzică, la chitară, la acordeon, etc., instrumente muzicale sau pur și simplu cântec vocal. Prin evenimentele pe care le facem, copiii sunt pe scenă. În primul rând, acești copii nu vor mai avea emoții exact atât de mari, nici la examene, pentru că facem concursuri de matematică și de alte genuri, facem serbări, au trecut prin acele emoții. Și rezultatele sau lipsa emoțiilor se vede în concursurile alea de matematică, Kanguru și Jeun Matematic Quebecoasă, cum se numește. Unde numai că noi nu ne dorim numai reușita școlară, ne dorim reușita personală. Acești copii când vor merge la un interviu de angajare sau, eu știu, la o discuție, la o negociere decisivă,
Vor avea mai puține emoții, sunt sigură, și vor avea acea gândire logică, structurată, pentru că ei au trecut prin acele emoții care te înăbușă în fața unui microfon sau în fața unei asistente sau un moment decisiv, când ai examenul de admitere la secundar, de exemplu, iar este un moment decisiv, trebuie să prinzi acel tren, dar îi învăță strategii cum să facă, să dea emoțiile mai departe, să-și dea o șansă în plus, sau chiar dacă ai emoții, e normal, cum poți să ți le exprimi, chiar dacă ești într-un mediu mai riguros, oficial, și scap de ele imediat. Sunt anumite trucuri pe care noi le învățăm. Da. Suntem cu toții în suflet acolo copii. Toți avem într-un ungher un copil care are nevoie de recunoștință, să se simtă înțeles și să se simtă valorizat și să exploreze talente pe care poate nici nu le bănuia. Fără discuție. O să mai avem timp să stăm de vorbă și să ne spuneți lucruri despre asta și în ediția viitoare, în repriza a doua, cum i-am spus eu, a discuției noastre. Aș reveni la festivalul de la Ottawa, care va avea loc pe 20 mai. Eu știu că dumneavoastră, Școala Junimea Română, ați avut foarte multe excursii la Ottawa, inclusiv la ambasada română de acolo, pentru a-i duce pe copii să vadă sediul ambasadei, să-i cunoască pe românii care lucrează acolo la ambasadă. Ați vizitat Ottawa cu prilejul festivalului Lalelelor. Cumva acest festival este legat și de astfel de vizite sau de astfel de obiective, să spun? Așa cum v-am spus, tot ce facem are o idee la bază care poate înflori. În momentul în care avem colaborări, putem crea în perspectivă proiecte noi, pe orice axă, pe orice arie, cum ar fi Ottawa. Dacă ne vom duce spre Quebec, probabil putem și acolo dezvolta proiecte. Deci, noi mergeam în vizită în fiecare an la Ottawa pentru a vedea ambasada României, acolo unde bate inima României, aici în Canada. Țineam foarte mult copiii noștri, elevii, părinții, profesorii să simtă unde bate inima României în Canada. Și organizam această excursie unde eram primiți într-un cadru amical, nu numai la ghișeu, cum ne ducem pentru acte, eram primiți în birourile angajaților. Într-un cadru informal, exact, mai puțin riguros. Chiar echipa ambasadei gătea prăjituri pentru noi, fiecare făcea prăjitura preferată și era o atmosferă deosebită. S-a creat o tradiție ca anual, în weekendul lung din mai, să mergem la ambasada României pentru acest motiv principal, ca să creăm punți de legătură cu oficialii de la Ottawa. În același timp, bineînțeles, vizitam și Festivalul Alelelor, care este un eveniment atât de cunoscut și de multicolor. Și de apreciat, da. Exact. Și făceam diverse vizite la Parlamentul Canadei, la muzee, am fost și la Casa Guvernatorului Canadei, am vizitat foarte multe lucruri, locuri interesante din Ottawa, pentru că e un oraș cu muzee și cu locuri turistice care merită. Deci, povestea este lungă. A început așa, cu această vizită. Am căutat întotdeauna să cunosc asociațiile de acolo, din zona Ottawa, pentru că în jurul capitalei se știe că sunt multe orașe satelit, cum este și în metropola Montreal, sunt foarte multe orășele și localități, și am căutat, mi-am dorit foarte mult să cunosc românii de acolo, din zona. N-am reușit din primii ani, pentru că lumea e ocupată, știți foarte bine, dar până la urmă s-a creat o punte cu Cristina Bicu, îi spun și numele, de la biserică Biserica Sfânta Maria, care este principalul partener al acestui festival. Am pus bazele acestui festival și am reușit de la distanță să-l organizăm și a fost un succes de la prima ediție. Chiar vreau să întreb, apropo de faptul că l-ați organizat de la distanță, de ce la Ottawa și nu la Montreal când tu ești aici? Pentru că am dorit foarte mult să aduc români din toate părțile, din toate Canada, poate că și din Statele Unite. Și pentru că vorba ta la Ottawa, exact, bate inima României, că acolo e ambasada. Acolo e ambasada, exact. Cred că este un punct strategic unde poți să vină și din Statele Unite români, fiind un weekend lung în Canada, în toată Canada, iarăși este un lucru foarte bun, putem să ne extindem cu acest festival, este potențial. Drept dovadă participarea și rezonanțele bune pe care le-a avut de la prima ediție. A venit această pandemie care ne-a oprit din entuziasm la ediția a treia. Nu l-am făcut timp de 2 ani. De a fost asta... pauza dată de pandemia, exact, COVID. Și știți cum au fost foarte draconice regulile aici în Canada.
nu am avut voie, n-am avut voie și am stat așa pur și simplu legat de mâini și de picioare și acum încercăm să punem pe șine. Să ne revenim. Se întâmplă în toate domeniile. Da. Da. Și e bine că ați reușit să vă reveniți, să vă repuneți pe șine și sper să meargă și mai departe, an de an, să-și revină la condiția lui anuală acest exact. Festival, ca să nu să trecem definitiv peste neplăcerile și efectele date de pandemia COVID. Aș vrea să completez faptul că Biserica Sfânta Maria, acolo s-a alcătuit un nucleu cu care am comunicat și muncind împreună s-a constituit o echipă de toată isprava. Sunt oameni unul și unul, s-a muncit foarte mult pentru această ediție. Din păcate, în timpul s-a întâmplat o tragedie în timpul pandemiei. Cristina Bicu s-a prăpădit dintre noi, a plecat într-o lume mai bună, poate. A făcut un cancer fulgurant și fiind pandemie n-a fost tratată și a plecat pur și simplu. Dumnezeu să o odihnească. Fiind un om atât de bun, poate că de asta a și plecat atât de brusc, dar e regretabil ceea ce s-a întâmplat. Mi se pare o nedreptate ca ea să plece atât de brusc și îi vom păstra tot timpul amintire. Vom păstra și un moment de reculegere în amintirea ei, pentru că am fost două entuziaste la bază care am văzut în aceeași direcție și apoi s-au adăugat oameni extraordinari. Mă gândesc că au apărut și alții care să continue munca și activitățile categoric doamnei Bicu și în ce privește aici la școala Junimea, știu că sunt mulți entuziaști cu tine în frunte care pot să muncească și să aibă activitate bogată în sensul ăsta. Poate că o să facem o emisiune ulterioară ca să precizez, să dau toate numele celor care sunt în echipă. Nu încep să dau nume pentru că nu vreau să uit pe cineva. Atât de minunată această echipă și aș vrea să spun că alături de echipa de la această biserică din Gatineau, Sfânta Maria, a venit și Biserica Sfântul Matei și alți colaboratori din zonă, iar de aici, din Montreal, cum v-am spus, sunt artiști, este și ansamblul Valahia, care tocmai m-a anunțat și sunt bucuroasă că o să avem alături de ansamblul din Gatineau, zona Ottawa, alături de ansamblul folcloric Izvorul, iată, vom avea și un ansamblu de aici, din Montreal, plus artiști tineri sau consacrați sau de diverse... Asta e de salutat, faptul că românii, comunitățile românești din diferite orașe găsesc punți de comunicare, găsesc modalități de colaborare, este efectiv de apreciat și de lăudat asta. Da. Aș vrea să vă spun că va fi un eveniment de neuitat, cum n-a mai fost. Vă dau un mic exemplu. Valahia va avea un moment intitulat Hai la hor în sat. Vom reedita obiceiurile care erau pe timpuri și la hor în sat. Și cheamă la horă și pe cei din public. Exact. Români, poate și va neromâni. Va fi un moment deosebit, o regie care va fi acolo pe câmpia românească. Acesta este numele unde va avea loc festivalul. Așadar, vă așteptăm cu toții pe câmpia românească a românilor de pretutindeni a acestui festival, care va rezona, cred, și peste hotare. Vom vedea, poate vom putea face o transmisie și online, sperăm din tot sufletul. Deci pe această câmpie a românilor de pretutindeni va fi un loc de unitate și de rezonanță a valorilor românești, așa cum spune și poetul, și să vadă Sfântul Soare într-o zi de sărbătoare, hora noastră cea frățească pe câmpia românească. Hora Unirii să fie de bun augur și să fim uniți nu numai în acest proiect cultural, dar în toate domeniile. Așa să fie, vă așteptăm, dragi români, la Ottawa pe 20 mai. Frumos. Găsesc că ne putem opri aici, nu înainte însă de a invita toți românii care au posibilitatea să ajungă în Ottawa, Gatineau, în data de 20 mai, pentru a petrece o zi. Este și weekend lung, deci este timp și pentru odihnă după aceea. Deci pentru a petrece o zi a la rumen în compania Școlii Junimea Română, a ansamblului Coral Armonia, a ansamblului de dansă Izvorul, a grupului Valahia din Montreal și a tuturor românilor care vor fi prezenți acolo la festivalul românilor de pretutindeni.
Noi vă mulțumim pentru atenție, dragi ascultători, dragi telespectatori, îți mulțumesc și ție, Otilia, și ne revedem, spuneam, pentru săptămâna viitoare la un nou episod în care vom discuta despre alte activități ale școlii Junimea Română. Sigur, aș vrea să mai completez că în lista dumneavoastră este un folchist care va avea o suită de cântece stil Cenaclu Flacăra. Este vorba de Gabriel Roberto Samoila. Vom cânta ca pe timpuri pe stadioane cu Cenaclu Flacăra. Împreună deci cu sunt multe artist, momente. Da. Muzică folk populară, ușoară, vor fi multe momente, bineînțeles, valorile, cultura noastră va rezona pe toate planurile și vom continua să în fiecare an să organizăm acest festival. De asemenea, aș vrea să spun că acest festival a început cu binecuvântarea Preasfinției sale, Ioan Casian, episcopul Bisericii Ortodoxe Române, și iată că e de bun augur că o rugăciune și o binecuvântare sunt un semn de spor și de mers înainte cu toate aripile. Deci, dragi români, aveți toate motivele să fiți prezenți duminică 20 mai la Ottawa, să vă simțiți, repet, să simțiți o zi a la români, să vă simțiți români pentru o zi împreună cu cei care vor oferi numere artistice, culturale și așa mai departe. Vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem săptămâna viitoare!